Sunt Ștefan Ghenciulescu, redactorul șef Zeppelin, și o să vă vorbesc foarte pe scurt și cu multe imagini despre Ideal și Material, care este și titlul dosarului ultimului număr, Zeppelin, și care pornește de la o discuție foarte veche așa din arhitectură, dacă de tip ou și găina. Pe de o parte, o casă este un proiect, este ceva la care vrei să ajungi și trebuie să ai materiale și tehnologie cu care să le realizezi. Pe de altă parte, de multe ori, de cele mai multe ori într-o arhitectură de calitate, materialul nu este doar ceva care rezolvă arhitectura, ci este ceva care devine arhitectură, uneori chiar produce arhitectură. Și în acest număr vorbim despre mai multe lucrări în care materialul nu este doar important, ci determinant pentru arhitectură. Începem, bineînțeles, să avem un dosar pe care l-au pregătit Ștefan Tuchilă și Corina Laza la Paris cu trei lucrări foarte importante, trei nume mari. Cristo, birou japonez Sana și alt arhitect japonez Tadao Ando, sta arhitecți, apar foarte rar la noi în revistă. Dar ce ne-a interesat la Arcul de Triumf învăluit și la noul magazin Samaritan și la Bursa de Comerț, care sub pana lui Tadao Ando a devenit un centru cultural, este că nu e vorba doar de lux și nu este vorba doar de tehnologie și nu este vorba doar de artificii, ci de locuri publice. La Arcul de Triumf, care a devenit principalul loc public al orașului pentru perioada în care a durat învăluirea de către Cristo, până la magazinul Samaritan și la această bursă. Mai un lucru important și care apare de multe ori în dosar este că această tehnologie de ultimă oră și materialele de ultimă oră se îmbină foarte bine cu lucru cu casele vechi și cu păstrarea istoriei și cu darea unei noi șanse unor clădiri existente. Evident, în afară de partea asta cu Parisul, mai avem un proiect care mi-e place foarte mult și care este această clădire administrativă de birouri la Oberhausen, care e un oraș nemțesc, în Ruhr, un oraș cu foarte multe probleme, care se golește, și unde această clădire nu este doar o clădire de birouri, ci are și o seră, are o grădină de iarnă, se întâmplă experimente agricole, cumva agricultura care invadează orașul, dar într-un mod pozitiv, și e o clădire, un proiect foarte responsabil, foarte inteligent și foarte cool în același timp. E o mare plăcere pentru mine și foarte rar trebuie să recunoaștem, avem totdeauna proiecte foarte bune din România, dar rar avem proiecte care să vorbească despre inovație în medii România. Și este cazul acestei companii, Svelt, care construiește și proiectează cu materiale noi și mai ales în forme noi, cofraje pentru a se realiza formele acelea nebunești pe care le vedem de obicei în revistă, și faptul că este o tehnologie inventată și brevetată aici nu mi s-a părut ceva foarte tare. Și mai avem și un proiect destul de special, care este o clădire construită din deșeuri, de fapt o extindere de clădire, este o clădire veche, și în care cam tot este realizat cu materiale luate din demolări, recuperate, structură de metal, panouri de metal, ferestre de la diferite case. Sigur că sună așa puțin la ecologie din asta trendy, dar de fapt e un demers foarte serios. Și e făcut în Elveția, deci chiar dacă la început sunt gunoaie, ceea ce este foarte, foarte spectaculos. Avem locuire, avem un bloc de lemn, iată ceva iarăși care poate să pară foarte exotic pentru noi, un proiect din Spania, care nouă ne-a plăcut foarte mult și în care lemnul devine material de construcție și nu doar de înveliș. Și avem o clădire care poate ar fi trebuit să încep și care este cu adevărat excepțională. Este vorba despre un sediu de birouri în Oradea și care este departe de orice ne-ar putea ne imaginăm noi de obicei prin birouri. În sensul că este tot o clădire, cum vedeți, din lemn. E undeva într-un sat, în natură. Și este un proiect în care arhitectura, arhitectul și inginerul au lucrat excepțional de bine împreună. E vorba de o filozofie de proiectare. O clădire din asta are toate certificările ecologice, bineînțeles. Face economie,
nu-ți trebuie să nu plătești așa de mult la încălzire și așa mai departe, dar în același timp este un loc foarte, foarte frumos. Este un loc în care ți-ai dori să poți să lucrezi. Și foarte la lumină de spațiile astea convenționale pe care le știm. Și noi zicem că lecția asta este valabilă nu doar pentru birou, ci și pentru locuințe și pentru tot felul de clădiri publice. Și iarăși faptul care se întâmplă la noi mi se pare că e un lucru foarte, foarte tare. Și ar mai fi, desigur, avem și alte clădiri de locuințe, tehnologie de ultimă oră și n-aș vrea să vorbesc foarte mult pentru că subiectul filmării de azi e dosarul. Este un număr care are și restaurări, are și case, are și design interior și design interior de foarte bună calitate și un dosar foarte consistent al colegei mele, Cătălina Frâncu, despre Bienala de la Veneția, dar nu așa, să zicem, la modul turistic și spectaculos, ci încercând cumva să vadă ce se întâmplă la Bienală și care sunt lucrurile pe care le putem învăța în mod critic de acolo. A fost o ediție mai specială anul ăsta. Și în sfârșit mai este și un material despre un proiect care mi-e foarte drag. O expoziție despre Dușmancele Poporului, realizată de colegii noștri de la Zeppelin Design, despre femei din închisorile comuniste. Un proiect foarte profund și foarte, foarte poetic și foarte emoționant în același timp. E o revistă, cum vedeți, cu de toate, care râzi și plângi, întorcând paginile și sperăm să vă placă foarte mult. O găsiți la Cărturești, în Imedio sau comandând-o la noi. Print is not dead. Noi continuăm și mergem mai departe împreună cu voi. Mulțumim!